Dani, sunt într-un hotel pentru animăluțe de lux, hotelul, nu neapărat animăluțele, și vreau să vi-l prezint pe CEO-ul acestui business, pe Sir Murphy, da? Sir Murphy tocmai a băut o bere pentru căței, a rămas cu papionul la gât, dar și-a pus pijamalele pentru că e doar așa puțin obosit. O să ne vorbească în numele lui, Sara Sarad, despre facilitățile pe care le putem găsi aici, la hotelul de animăluțe. Sigur, bine ați venit la noi, ne bucurăm să avem alături de noi astăzi de Ziua Internațională a Animalelor, însă noi putem spune că la noi cățelușii se simt sărbătoriți în fiecare zi prin serviciile extraordinar de speciale pe care noi le oferim. Astăzi îl avem pe Murphy, care este pregătit să servească micului dejun într-un bol placat cu aur și bineînțeles să servească o bere specială pentru câini. După aceea urmează să-și înceapă ziua printr-un masaj relaxant la spa și o procedură de spălat pe dinți, o igienizare orală, așa cum se cuvine unui VIP. Bănuiesc că există și persoane specializate, nu? Care au grijă de animăluțe, să le ofere tot confortul. Sigur, avem un terapeut calificat, specializat, pentru a oferi tot confortul și pentru a se asigura că toate tehnicile sunt efectuate în măsuri de siguranță. La noi, pur și simplu, avem un ritual întreg. Serviciul de cazare nu este un simplu serviciu de cazare, după cum am spus, este urmat de tratamente spa, de jocuri interactive. Încercăm ca ei să se simtă ca acasă, în principiu, și să îi facem să se simtă cât mai confortabil. Despre asta este vorba. Într-adevăr, este primul hotel de 5 stele de cățeluși din România și încercăm să menținem aceste servicii la nivelul acesta. Eu zic să luăm pe Murphy, da. Și până mai vedem ce camere sunt, înțeleg că sunt și camere pentru fetițe, sunt personalizate, nu? Avem camere pentru fetițe și camere pentru băieți. Sigur. Aici avem o cameră pentru fetițe, pentru prințese, spunem noi. Pinioară. Camera princes, da. Bineînțeles, clienții sunt liberi să își aleagă camera după placul lor și în funcție de preferințe. Așa, uite, mai avem aici o fetiță, pe Sara, nu? Și ea e bine, și ea e bine îngrijită. Da, primește o recompensă. Sara este o clientă fidelă a hotelului nostru. După cum observați, Sara este obișnuită cu anumite tehnici speciale de dresaj pe care le învață la noi, în jocurile interactive pe care noi le practicăm cu ei. În tot acest timp am învățat foarte multe, foarte multe mișcări interesante. Și Murphy e pregătit, nu, pentru Murphy spălatul pe dinți, că înainte să ne culcăm, dacă tot ne-am pus pijamalele, e bine să ne spălăm și pe dințișori. Exact. Și de dimineață și înainte de culcare este bine să avem o igienă orală corespunzătoare. O să începem printr-un masaj relaxant, ca să ne relaxăm, așa cum se cuvine, urmat de igienizarea orală efectuată de către terapeutul nostru. Mulțumim Maria. Foarte mult, Sara. O să stăm să-l urmărim pe Murphy, cum se igienizează el înainte de culcare. Sigur. Răzvan, Dani, ne întoarcem la voi și poate ne gândim să-l luăm pe Murphy, mascotă, nu? La Neața. Vă pupăm! Nu! Mai vrem, Aura! Mai vrem, Aura, dar avem timp! Luați-o, ce șampon folosește... Da. Ce, de exemplu, câte unghii are un câine? Da! Haideți să numărăm împreună! Da. Și cine a făcut ținutele fetelor? Vreau să știu că toate sunt numai în satin. Eu am mai fost la hotel, dar de oameni nu era așa... Nu era așa. Aici ce? E mai fain. De ce mai... Dar lasă-ne, Elena, să vorbim pentru... Tu știi câți iubitori de animale... Sau tu știi câte animale se uită chiar acum la noi, în regie, de exemplu. Sălbatice, domestice, pe cale de domesticire. Măi, animalule! Da. Chestii de... Dedicăm acest moment singurului animal... sălbatic ce deține un animal domestic în casă. Mistrețul. Mistrețul are câine. Bun, nu știm cine pe cine domină, dar o să aflăm.